ascultă în fiecare noapte After Party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Tuturor, din nou împreună aici la Darenii TV, pe micul ecran, pe sticlă și, bineînțeles, live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru și o nouă ediție, Reghinul în direct, vă este oferită în aceste momente. Dreptul la mediere, după cum observați, e un titlu extrem de generos și care ne aduce în 2014 și pe noi, da? Pentru că puțin mai greu. Unele lucruri pozitive, bune, ajung mai greu la noi și încet, încet facem cunoștință cu ele și ne dăm seama de avantajele lor. Invitatul meu este domnul Alin Romulus Păcurar, mediator. Mulțumesc, Alin, pentru faptul că ai acceptat invitația. O după amiază plăcută atât ție cât și numeroșilor voștri telespectatori și radioascultători. Încă o dată îi mulțumesc. De ce? Pentru că astăzi am deosebită plăcere să am un aniversat. E ziua lui de naștere, încă o dată. La mulți ani, Alin, așa, direct, ca să fie clar. Frumos. La mulți ani și tot ceea ce îți dorești să se împlinească. Sărbăm prin muncă. Da, într-adevăr. Deci muncă, nu distracție, dar distracția după. Oricum, este un subiect extrem de generos. De ce? Pe lângă faptul că este ziua de naștere a lui Alin, pe 4 mai în România se sărbătorește Ziua Națională a Mediatorului. Corect. Așa. Și te rog să ne spui în primul rând ce este cu această Zi Națională a Mediatorului și cum se desfășoară, eu știu, sărbătoria ei în România, pur și simplu. Colegii mei din Consiliul de Mediere, în anul de grație 2012, mai precis în aprilie, au hotărât ca și cei 3500 de mediatori câți eram la acea vreme să avem o zi națională a noastră, a mediatorului, o profesie liberă, liberală, care spunem noi că este intelectuală și își face tot mai mult pregătită prezența în comunitățile noastre. Au hotărât și bine au făcut ca ziua de 4 mai să fie sărbătorată Ziua Națională a Mediatorului în România. Anul acesta, pe lângă ziua de 4 mai pe care am sărbat-o, pentru că suntem foarte activi pe motorul de socializare și ne-am dorit unul altuia un an plin de medieri și de armonie și pace și reușite profesionale și realizări și satisfacții. Anul acesta, în mod deosebit, președintele Consiliului de Mediere, domnul Dorin Bădulescu, împreună cu majoritatea Consiliului de Mediere, vor fi la Buzău pe data de 9 mai, acum vineri, ca să sărbătorim alături de Ziua Europei și Ziua Națională a Mediatorului, dânsul punând la dispoziție un program foarte elevat și complex de un simpozion, o conferință, o lansare de carte, deci mulți intelectuali de mare rasă vor fi pe metru pătrat la Buzău, în sala Consiliului Județean de acolo, unde între orele 9 și 19 va fi sărbată pe lângă Ziua Europei și Ziua Mediatorului în România. Câțiva colegi din Ardeal, printre care mă număr și eu, am să fiu prezent la acest elevat eveniment dedicat ziua unui cetățean european și Ziua Europei, precum și Ziua Mediatorului, și voi avea o tematică de susținut. M-au lăsat să-mi aleg o tematică dragă mie. Da, și bineînțeles, eu aici trebuie să-l întrerup pe Alin, pentru că un fost mare sportiv de performanță al României, cred că undeva spre sport a trebuit să exact, meargă, da? Ai citit ca de obicei bine. Sigur, ce puteam eu să
dau din experiența mea de zeci de ani că a fost sportiv în lotul olimpic de lupte libere al României, acuz da, câțiva zeci de ani. Ei, da. Așa? Sau doar acum câțiva ani. Decât să pregătesc un concept modern pentru România, pentru comunitatea de sportivi olimpici și de elită din România, conceptul de mediere și arbitraj în sportul olimpic și în sportul românesc. Am studiat diferite statute ale altor state civilizate din Europa, din Statele Unite. Știm bine cu toții că la Luzan se află Curtea de Arbitraj Sportiv, acum se numește Internațional de Arbitraj Sportiv, care soluționează, hai să le spunem, disputele, conflictele și litigiile atunci când deja se află pe rolul unei instanțe judecătorești, un tribunal specializat, o curte de arbitraj specializată în gestionarea și soluționarea conflictelor din și sport și pentru sport. De ce? Pentru că s-a ajuns la concluzia că justiția în state diferite nu pot să dea acea soluție într-un conflict din sport care este transnațional. Joacă echipa de polo a României cu echipa de polo din Zimbabwe, se întâmplă ceva acolo, sunt religii diferite, cărui stat îi atribuim? Și atunci a apărut un stat neutru, Elveția, care și-a pus la dispoziție localitatea Luzan. Eu am avut ocazia în 2008 să vizitez și să mă inspir de acolo. Da. Și apropo de Luzan, dar nu acum, în partea a doua vom avea și un amănunt puțin așa mai picant. Mai picant, da. Apropo de Luzan și de Alin. Și nu numai. Și de 7 mai. De 7 mai, da. Asta era. Da, să nu uităm, e 7 mai astăzi. Bun. Da. Am fost încurajat de distinsul meu coleg, vicepreședintele Consiliului de Mediere, doctorul Zeno Daniel Șuștac, care acum 2 ani împreună cu un profesor universitar clujean, Alexandru Voicu, a scris o carte, Carta Internațională a Sportului. Se vedea ca o filozofie în a aduce, a convinge autoritățile la nivel înalt din România de a veni cu modernismul și cu binefacerile acestuia, de ce să nu spunem, astfel încât imaginea unui sportiv de la un lot olimpic, care este cel mai de preț bun al său și care, modogrosul, este convertit în aur. Știm ce greu este ca un sportiv să ajungă la înalte performanțe, face eforturi inumane, poate își pierde adolescența stând în sălile sau în arenele de sport. Și ce ușor poate să-și piardă acest brand, acest nume al său, această imagine, dacă a greșit cu ceva. În momentul în care a greșit și se află într-o dispută, într-un litigiu, spre diferență de revistele de scandal, Click, Cancan și de paparazzi, da, care vând informația negativă, la polul opus sunt mediatorii, acei pompieri în ghilimele de serviciu, acea echipă SWAT, care pornește urgent cu rapiditate în teatru de conflict, să nu-i zicem de război, și fiind dinamicul public numărul unu al energiilor negative, ale frustrărilor, ale supărărilor și tot a disensiunilor, le neutralizează și reinstaurează armonia, pacea și, de ce nu, bunătatea. Atunci se întâmplă un lucru magnific în mintea sportivului, revine la acea smerenie de care discutam emisiunea trecută, la acea înțelepciune, și creează niște energii pozitive și intră în procesul de pregătire și mental, pentru că noi am discutat ultima dată, nu doar trupul, să-l faci frumos plin de mușchi, să-ți faci și sufletul și creierul să ți-l ții. Mens sana in corpore sano, de altfel cam asta transmite.
minte sănătoasă într-un corp sănătos și atunci să ai și un suflet sănătos. Sigur, și ce anume determină comunicarea? Să știți că lipsa de comunicare a dus de multe ori la o tare a unui conflict intern care a devenit public, extern apoi, și da, a fost declanșator de alte energii negative. Iacătă, în 2014, considerăm că i-a venit vremea medierii, comunicării de elită, precum și arbitrajului ca și judecător specific pentru sport, că arbitrii sunt cei care hotărăsc rezultatul unui meci, să-și facă tot mai prezent și este timpul ca acest concept de mediere și arbitraj, MEDARP, cum îl numesc eu prescurt, în sportul românesc, să-și facă prezența. Pentru că toți, în marea majoritate, suntem oameni de sport și pentru sport, pentru că plecăm de la premisa că ne place mișcarea, nu putem fi decât de acord ca pe lângă un antrenor care își pregătește specific sportivul, pe lângă un medic care știe să-i facă medicamentația specifică, pe lângă un nutriționist care urmărește metabolismul acelui sportiv, trebuie să știm că inerent se pot, datorită presiunii socio-motricopsiică asupra tuturor implicați în sport, inerent se produc și conflicte, pentru că omul este om până la urmă și este supus greșelilor și el are nervii lui, să-i zicem așa, în modo grosu. Și atunci când calcă greșit, primul lucru ce trebuie să facă un sportiv care dorește să-și păstreze brandul este să izoleze într-un mediu confidențial în care liniștit să-și pună păsul, astfel încât să-și dea seama dacă a greșit sau a înțeles greșit pe celălalt cu care a intrat în conflict, poate chiar antrenorul lui, poate da, un membru al familiei, poate un distins conducător de club, poate secretarul federației de... Da, sau de, un alt antrenor. Sau un alt antrenor. Da, pentru sau un alt sportiv care poate... Se cunoaște faptul, conflicte, da, se mai și împrumută din, da, din alte metode de corupție, în care îl faci să greșească tocmai pentru a îl destabiliza și a nu fi bun pentru meciul următor sau a-l păcăli că faci un transfer sau o sumă de bani. Și atunci, dacă el nu este în coconul lui protejat și informațional să nu greșească, cert este că toate contractele, fiind într-o economie de piață din 1990, de când suntem o țară liberă, să zicem așa, de comunism, și în mod special după intrarea noastră în Uniunea Europeană, într-o economie de piață unde cererea și oferta este baza și balanța, și sportul tinde spre a fi mercantil și profesionist. E, toate contractele ar trebui să conțină în finalul lor orice dispută, orice conflict din prezentul contract, care de regulă este, cum am spus, mercantil. Într-o unitate de timp, anumiți bani trebuie plătiți pentru anumite rezultate sau pentru anumit succes, toate să fie trecute întâi ca o clauză prin mediere. Prin mediere. Momentan, din ceea ce cunoști tu, nu există sau există puține cazuri? Nu există deloc în România. Există doar la nivelul federațiilor și a cele de fotbal și a celorlalte sportive, cu sporturi olimpice sau non-olimpice, doar comisie de disciplină. Deci încă am rămas cu acei comisari sovietici de disciplină. Asta e. Aplicăm imediat. Cum ai greșit? Da. Ceva trebuie să-i dăm. De la mustrare, avertisment scris, da, până la excluderea. Exact. Nimeni nu se întreabă, dar dacă discutăm cu părțile aflate în conflict și încercăm să înțelegem ce l-a determinat să facă gestul acela sau gestul acela, vom ajunge la concluzii surprinzătoare. Ei, de fapt, aflau într-un real conflict și atunci trebuie, n-am ce face, și să-ți spun și ție povestea portocalelor, ca să da, înțelegi nu numai tu, ci și telespectatorii și radioascultătorii noștri,
Care este diferența între un arbitru ca și judecător de conflicte sportive și un mediator? Și am să-ți spun că în decembrie anul trecut, într-o seară când am ajuns acasă, soția supărată pentru faptul că ambii copii, și fata de 13 ani, Andreea, și Andrei de 7 ani, au vrut fiecare pentru el cele 3 kg de portocale. Și ea, crezând că face pace, spunându-le că ambii copii îi dragi și ambii copii sunt egali, a luat o portocală din cele 3 kg, a tăiat-o în două și a vrut să le dea câte o jumătate fiecăruia. La care amândoi îmbufnați, au început să plângă și s-au dus și s-au închis în camerele lor. Aceasta mi-a povestit soția și am înțeles că ea a acționat ca un arbitru. Mediatorul din mine a avut puțină răbdare și s-a dus întâi în camera celei mari și a întrebat-o care a fost motivul pentru care a dorit doar și doar pentru ea și nu și pentru frățiorul ei toate cele 3 kg de portocale. Și mi-a spus, știi, tati, am vrut să-i fac mamei o surpriză, să facem o prăjitură de portocale. Și aveam nevoie doar de coaja de la cele 3 kg de portocale ca să-mi iasă prăjitura. Am dus după aceea la Andrei, el mi-a spus că de când s-a apucat de lupte, domnul profesor Pereș Micloș i-a spus că dacă bea suc natural de portocale, va ajunge ca Spider-Man și într-o unitate de timp foarte scurt campion. Lui trebuia numai sucul. Și atunci am rugat-o și pe Andreea să mă ajute și pe Andrei și întâi am luat coaja de pe cele 3 kg de portocale, după care l-am ajutat pe Andrei să bea sucul. Ca atare, o portocală se putea împărți și în acest mod. Ambele părți au fost până la urmă zâmbitoare, le-au ieșit ceea ce au vrut. Arbitru din soția mea, acel arbitru la care apelaseră tot persoane de încredere, crezând că le dă o soluție favorabilă, a făcut greșeala, neascultând, necomunicând ce nevoi și interese au fiecare și a procedat ca atare. Ca atare și arbitru, ca și un judecător, când dă o sentință, totdeauna cineva va câștiga și celălalt pierde. În mediere nu există să nu iasă ambele persoane în câștig. Atâta se stă într-o negociere, îi spunem noi asistată, pe calea vorbelor, pe calea vibrației, astfel încât ei ajung pe calea compromisului, mai lasă unul de la el în favoarea celuilalt și invers și amândoi își satisfac inclusiv mediatorul. Inclusiv mediatorul. Bun. O scurtă pauză și revenim, pentru că, într-adevăr, în momentul în care vorbă cu Alin, minutele curg. Bun. Pauză și revenim. Și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine.
mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Ce înseamnă jurnal de Reghin? Pentru mine, muncă, echilibru și dorința de a face mai mult pentru orașul meu. Dorința de a prezenta evenimentele clar și obiectiv. Întotdeauna am fost și vom fi acolo unde se întâmplă, ceea ce contează cu adevărat pentru Reghin, pentru orașul nostru al tuturor. Pentru că la noi, indiferent de culoare politică sau naționalitate, toți au libertatea de a vorbi. Libertatea de exprimare și lipsa cenzurii ne face mult mai puternici, pentru că informația înseamnă putere, informația înseamnă o viață mai bună. Pentru tine, pentru Reghin, pentru voi, suntem noi aici. Pentru că aici se întâmplă, aici afli. Urmărește singurul grupaj informativ de știri locale în Reghin. Urmărește Jurnal de Reghin. Jurnal de Reghin, emisiune ce a obținut premiul pentru cea mai bună știre de televiziune în cadrul SimFest 2013, singurul festival de televiziune din țară dedicat producătorilor independenți și televiziunilor locale sau regionale. Am revenit în direct la Reghinul în direct aici la Reghin TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, dreptul la mediere și invitatul meu Alin Romulus Păcurar, mediator, fost mare sportiv de performanță, acum la această întrunire extrem de elevată în domeniul mediatorilor, da, să spun, da, de la Buzău, peste două zile. El va susține acolo o temă extrem de interesantă, derivată din, practic, e un fost sportiv, e și normal și mai ales unul care a adus foarte multă glorie României. Bun, dar pentru că este astăzi și ziua lui, încă o dată la mulți ani, e 7 mai și să nu uităm, Alin, 7 mai și înseamnă niște evenimente așa în sufletul românului, îți place, nu-ți place fotbalul, îți place, nu-ți place Steaua, totuși e 7 mai și este unul dintre cele mai importante succese, cel puțin la sportul de echipă luat, ținând cont că e sportul rege, haideți să spunem fotbal, și foarte greu de
prevăzut sau de visat vreodată că se va mai putea întâmpla? O să spun o pățanie cu 7 mai. Chiar te rog, da. Anul de grație 1986, 7 mai seara, frumoasa seară de la Sevilla, pe care noi pe un televizor mic sport, pe o scodiță mică aici în micuțul nostru orășel, încercam să vizionăm meciul Stelei. Și atunci, în seara aia, împlineam 20 de ani. Eram component al clubului sportiv de armat, de elită al armatei, se spune atunci, Steaua București, iar colegii mei evoluau pentru a câștiga Cupa Campionilor Europeni. A fost o noapte de vis, o noapte a unui adolescent, a unui bărbățel așa de 20 de ani, care la terminarea meciului, cu victoria colegilor săi, n-a avut decât un singur gând. Sub orice formă să ajungă în București, să aștepte la aeroport pe colegii săi cu un leat mai mare și am făcut un raport la tovarșul colonel Roșu, era atunci comandantul clubului Steaua, ca timp de 2 ceasuri alături de 3 soldați, cupa care era pusă pe un pedestal și îmbrăcată așa cu un sticlă, la cerere am păzit-o ca să țin minte că mi-a făcut cel mai frumos cadou la vârsta de 20 de ani. Bun. Foarte frumos. Iar peste timp, foarte timp, în 2008, împreună cu soția am vizitat Elveția și am stat în localitatea Luzan. Nepotul al meu de văr mi-a dat cheile de la un apartament și am vizitat Centrul Olimpic, am vizitat și ne-am dus și la 10 km. În sala trofeelor. Așa. Și am arătat soției cupa care se află și acum acolo, care am păzit-o la București în 1986. Ca atare, 7 mai, sunt ferm convins că nu numai în inimile românilor steliști, roșii, albaștri, ci și în inimile sportivilor, nu neapărat... Și celor care iubesc sportul, pur și simplu. Exact. Pentru că înainte de 89 mai se întâmpla ceva la loturi, când veneam din competițiile de la europene, de la mondiale, ne întrebau, în special acasă, când ajungeam acasă la țară, la ce echipă suntem. Și noi aveam un singur răspuns. Prima dată servesc patria, România, duc medalie la europene, la mondiale pentru România și după aceea mă gândesc la ce club sunt, Steaua, Dinamo, Victoria și alte cluburi. Știindu-se că la acea vreme cremelor din adolescență se luau la cele două cluburi militare, Steaua și la Dinamo. Culmea, am fost săptămâna trecută la Tulcea, am fost un campionat național de juniori de lupte libere, și greco și fete, că acum avem și fete. M-am întâlnit cu foștii mei colegi, colonei, generali, acum și în rezervă. Da, deja. Deja, și în rezervă, că așa e. Dacă ai făcut atâta pentru țară și ți-ai dat efort și sânge și ai adus glorie, te pensionează mai devreme așa. Tocmai ca să ai vreme să spui povești la nepoți și la copii. Și m-a acuzat cunoscutul gelos, așa, că da. Și bărbații sunt geloși pe alți bărbați. Ștefan Rusu e un copil mare, un luptător de excepție, 7 ori campion european și campion olimpic la Moscova, la ei acasă. A fapt divers, antrenorul lui, distinsul maestru în arta luptelor, antrenor emerit, Dumitru Cuc, se află Chiud, la 22 de kilometri de Reghin, a venit cu soția lui în comunitate acolo și cu drag l-așteaptă și pe toți marii campioni olimpici din lupte au trecut prin mâinile lui, dânsului. Dânsul s-a pensionat în 1986, ca să vezi. Da, e clar. Și mi-a spus, zice, nu vreau să fac Alin poză cu tine, du-te la chesturul Zanfir, zice că de 3 zile de când ai venit, deși eram numai de 3 ceasuri sosit în Tulcea, numai cu el stai. Zic, păi, eu sunt cu toți, că sunt și mediator, zic, sunt și cu Steaua, și cu Dinamo, și cu... Eu încerc să vă aduc pe toți ca să trageți... Un numitor comun. Da, mai ales că toți să fiți în fața bărcii sau în fața căruței care să o tragem. Pentru că vrem și noi din nou să revigorăm sportul luptelor și simt foarte mult că vrea și actuala ministră Gabriela Sabo, o ardeleancă de-a noastră, de județ vecină, da, Bistrița,
micuță, dacă o inimă mare și știe ce vrea să facă, revigorarea statului românesc. Uite, pe 29 luna asta au loc alegeri la Comitetul Olimpic Român. Da, sunt deocamdată trei glorii ale, ca și antrenori titrați. Da? Octavian Belu, cel mai mare antrenor. Octavian Belu. Doamna Chestor Lipă era somitate și este... E, așteptăm, sunt fan convins, colegii mei din Consiliul de Mediere, o să fac publică această solicitare a mea ca mediator către colegii mei mediatori și suntem în jur de 10.000 în România, conduși de un consiliu de colegi elevați, domnul Bădulescu, președintele, un susținător al sportului, să creeze în cadrul Consiliului de Mediere o comisie și un parteneriat cu Comitetul Olimpic Român, cu federațiile de sport, astfel încât orice conflict care are loc în teatru, în arene, în sălile de sport, între medici, între federație și sponsori, între, știu eu, aparatul tehnic și sportiv, între sportivi, între alții, echipa SWAT, cum o numim noi, operativă de profesioniști în arta comunicării, tot din glorii sportive. Uite, am ca și coleg și mă mândresc cu asta, pe un distins coleg, boxer Mihai Leu, da? El este și el mediator. Mai avem pe sora lui Raul Atodiresei la Câmpul Lung Moldovenesc, două facultăți de psihologie, de drept, expert în arta comunicării. Culmea ironiei, m-au întrebat în ianuarie la Suceava la o conferință, tot așa, ziua europeană era a medierii, în 23-24 ianuarie. M-au întrebat, ce sport ai făcut? Studenții de acolo. Și zic, lupte. Și cum? Lupte care înseamnă însă și conflict și sunteți mediator. E, zic, întrebare. Încerc acum să-mi spăl păcatele, reușind să aduc comunicare, armonie. Și știi de ce comunicare și armonie? Gândește-te când omul este supărat și cu privirea în pământ și tulbură și necăjit și cu umerii aplecați. El nu mai are o poftă de viață și nici măcar de o glumă, dar minte să și muncească. Îi se pare că toată lumea îl ostilizează. Dacă în schimb îl iei și îl ajuți să se descarce de tot, să comunice, să dea din el tot, să zică, îl ajuți, pleacă în univers, așa, de unde a venit energiile acelea, și după aceea se destinde și își amintește că au fost și lucruri bune și îi vine pofta de viață și începe să aibă altă atitudine cooperantă și se duce cu drag. Iar o societate în care lumea se salută pe stradă, se respectă, e greu să spui cu aceiași 220 de mușchi ai feței, să spui și bună ziua și o drăcovenie. Dar dacă spui un lucru bun, lumea te place și începem să devenim o comunitate și atunci ne apropiem de ceea ce îmi spuneai în pauză, de ce în alte state se fac pentru lucruri foarte mici, o întreagă comunitate se zbate, iar la noi e un fel de haiduceală și nu vrem neapărat să imprimăm ordinea sovietică cum era înainte, prinde-l absolut, și absolut, execută-l. Da. Caută să-l educi prin vorbe și aducându-i la cunoștință unde a greșit. Că el își aduce aminte și nu va mai greși. Dacă îi faci așa o dojană drăguță și o formă de glumă, îi pricepe mai bine. Mai bine. Bun. O ultimă pauză în minutele următoare, după care revenim. Extrem de interesant și eu știu, poate așa încet, încet vom înțelege. Dom'le, în momentul în care am un conflict cu cineva, s-ar putea să existe și altă soluție. Nu, sau eu, sau el. Da? Corect. Acesta este rolul mediatorului și este chiar benefic pentru fiecare dintre noi. Pauză și revenim.
Noua suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Reghin TV vă invită să descoperim împreună oamenii care scriu istorie, caracterele ce modelează prezentul și ideile ce pot schimba viitorul. Sunt Veturia Fechete și te provoc să schimbăm împreună destine la Senso. O emisiune pentru trecut, prezent și viitor. Tu! Ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Reghin TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Partea emisiunii Reghinul în direct la Reghin TV, pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia, dreptul la mediere, Alin Romulus Păcurar, mediator și povești extrem de interesante pe lângă, povești de viață sau exemple din viața de zi cu zi care ne fac pe noi să înțelegem rolul mediatorului la urma urmei, pentru că într-adevăr e mai bine să eviți un conflict. Îți faci rău ție, sănătății tale, practic, celuilalt sau celorlalți. La urma urmei, trebuie să existe o cale de mediere. Iar în sport, după cum spunea Alin, neexistând ceva de acest gen, în 2014, mie mi se pare chiar absurd. Dar asta este situația. Și iată, se încearcă introducerea și sistemului de mediere chiar și pentru sport. Sportul românesc. Sportul românesc. La modul general, sportul românesc, pentru că, cu siguranță, va coborâ pe treptele valorii fiecăruia și fiecare să aibă dreptul la așa ceva. De ce? Pentru că, la urma urmei, merită. În momentul în care un sportiv depune atât de mult efort, își sacrifică ani din viață, chiar dacă există și partea cealaltă, răsplata, dar totuși este vorba de viața unui om, la urma urmei. Bun, te rog, Ali. În 1981, Juan Antonio Samaranch, președintele Comitetului Olimpic Internațional, văzând reușitele deosebite ale arbitrajului comercial între instituții comerciale transfrontaliere, l-a rugat pe un coleg membru al Comitetului Olimpic Internațional la acea vreme, Mboaie, mi se pare că îl chema, a fost și judecător la Curtea Înaltă de la Haga de Justiție, ca să procedeze la crearea unei organizații, unei structuri care să îmbrace forma ce este astăzi Curtea de Arbitraj Internațional Sportiv, unde, de pe tot mapamondul, conflicte din domeniul sportului, indiferent de care, care au la bază olimpism, regulamente, rezultate, dopaje, rezultate corupte și trucate, să fie nu de competența tribunalelor sau instanțelor judecătorești ale unei țări, ci să fie de această curte de arbitraj internațional și sportiv. Au sesizat în timp, modernizându-se, că
Înainte de a intra pe rolul unei judecăți, că în fond și la urma urmei arbitru internațional sportiv este totuși un judecător, care pe baza unor pledoarii, unor documente, unei cercetări, tot judecătorești, dă o sentință, deci decizii. Le-au dat șansa pentru anumite conflicte, excluzând dopajul și rezultatele viciate prin corupție, să fie posibil a fi mediate. Astăzi, în 2014, în 17 aprilie, s-au ales din nou cei 66 de mediatori care lucrează pentru Curtea Internațională de Apel Sportiv. 66 de mediatori din lume. Am studiat foarte atent anumite cauze care le-au mediat și imaginează-ți că nu dau decât rezultatul medieri reușite. Doar în cazul în care nu a reușit acea negociere asistată, cum numim noi medierea, atunci i-au dat colegilor lor ca și judecători, ca și arbitri. Revenind la țara noastră dragă, Comitetul Olimpic Internațional și Sportiv Român deține astăzi 301 medalii la Olimpiade. Avem numeroase exemple de antrenori emeriți, de campioni olimpici și mondiali care au adus imagine țării. Așa s-a aflat că România nu este nici în Nordul Africii, nu este nici în întinsă Asie, ci este o țară în Europa demnă, cu un popor demn, caucazieni. Și ca atare, acum se simte nevoia ca niciodată, în dorința de a se revigora Comitetul Olimpic Român, a se crea noi planuri pentru ca tineretul nostru să practice sport și să aducă rezultate deosebite României, având în vedere că sportul este un adevărat ambasador al țării noastre, conceptul de mediere și arbitraj în sportul românesc este util ca niciodată. Vine ca un modernism, vine în sprijinul sportivilor și întregilor susținători ai acestui sport de elită. De ce? Acele piedici, acele disensiuni care ar putea apărea, ar fi imediat neutralizate, astfel încât sportivul și toată lumea să meargă bine și mental, și la suflet, și la trup. Ca atare, sunt ferm convins că voi avea deschidere atât la colegii mei din Consiliul de Mediere, domnul Bădulescu, domnul Zeno Șuștac, domnul Dedu, doamna Ciucă și domnul Ștefan Coste, domnul Mitroi, Gheorghe Mihuț, toți sunt oameni care au înțeles că trebuie să venim în sprijinul sportului. Vom fi cu titlul de voluntariat, se va crea o echipă în cadrul Consiliului de Mediere, precum și sunt ferm convins că președinții de federații, secretarii executivi ai federațiilor a sportului și nu numai, precum și Comitetul Olimpic Român și Sportiv, când va avea președinte după data de 29 mai, va accede la crearea acestei divizii speciale de mediatori și arbitri în sportul românesc. De ce să nu avem și noi un tribunal la București? De ce să mergem neapărat la Luzan și să cheltuim o grămadă de timp, de bani? Putem găsi oameni de integritate morală care au fost în sport, sunt în sport, știu despre ce este vorba, înțeleg, și care vor putea să aducă pacea, armonia și bunăstarea și sportului românesc. Bun, noi ne apropiem de final și mă văd așa pus în postura, eu știu, eu mă simt bine, sincer, o postură fericită, da? De a fi martorul unei idei extrem de benefice pentru sportivi și nu numai, pentru tot ceea ce înseamnă sportul. Pentru
Această mediere, cum spunea Alin mai devreme, privește bunul mers mai departe al sportului ca atare, ca și fenomen. Ori, în momentul în care pe toate canalele de presă îți apar toate chestiile negative și ți se face publicitate apropo de faptul că s-a întâmplat ceva, că a fost un scandal, că a fost ceva, aceste lucruri ar trebui să dispară. Correct. Și să primeze rezultatele pozitive. Exact. Dânsi nu cred că vor avea nevoie de publicitate. Domnule, noi am rezolvat, gata, să... Fiind confidențial total. Absolut, totul e confidențial. Am reținut din ediția trecută. Deci e clar, dânsi nu fac pentru publicitate personală și nici măcar a mediatorului ca și instituție, ci pur și simplu pentru binele celui pe care îl deservește, în speță sportul românesc. E mare nevoie de așa ceva și, sincer, mulțumesc, e o idee superbă. Medierea dăunează grav conflict, spune colegul meu, doctorul Zeno Daniel Șuștac. Vreau să spun un slogan care mi-a plăcut foarte mult. Mândru că sunt român, mândru că sunt reghinean. Să știi că Reghinul se poate mândri în toate domeniile de activitate. Avem tineri care vin și sunt deosebit de încântat că n-am plecat în altă parte de pe glob, ci am rămas acasă, pentru că viitorul sună foarte bine. Avem teatru, avem cultură, avem istorici, avem sport, avem muzica, oameni zâmbitori, avem muzica, da? Exact. Și să știi că mai avem un corp de magistrați, puțin cât sunt la judecătoria Reghin și la parchetul de pe lângă judecătoria Reghin, care, crede-mă, sunt cu legislația la zi, cu drepturile copilului european și cu toate, și sunt total deschiși conceptului de mediere și a consfinții, încuvința și consfinții acordurile de mediere încheiate în părți. Este ceva fantastic ca omul să nu mai stea 3 ani într-un proces pentru nimic și să vină să-și rezolve în 48 de ore, pentru că lumea este deschisă la nou. Suntem un oraș european, suntem cetățeni deja europeni, moderni, și e vremea să fim în 2014. Exact, da. Bun. Mulțumesc, multă baftă la Buzău, tuturor celor care participă la aceste mulțumesc tuturor pentru urările, asta am rămas surprins. Peste 1000 de la mulți ani pe motorul de socializare Facebook. Mă bucur, mă încântă și vă mulțumesc tuturor de la inimă, la inimă. Fiți mai buni, optimiști și... o ducem înainte. Bun, perfect. Mulțumim lui Alin Romulus Păcular, mediatorul nostru, care, iată, va avea un rol extrem de important apropo de sportul românesc. Să sperăm că toate lucrurile vor merge spre o reușită. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Sunt Ghiță Zileru, până la o întâlnire aici, la Reghinul în direct, pe micul ecran, la Daregin TV, și vă reamintesc, live 96,3 FM, Radio Galaxia, numai bine! Vedeți astăzi la jurnal. Se asfaltează strada Pomilor, iar administrația locală are în vedere și podul de pe această arteră. O acțiune a poliției rutiere Reghin, care durează mai multe zile, urmărește în mod special sancționarea pietonilor care se pun în pericol traversând prin locuri nepermise. Reprezentanții mai multor firme din Rusia sunt interesați de cireșele românești, pe care au început să le importe de câțiva ani. Camera de Comerț Mureș face înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare și perfecționare în mai multe domenii de activitate. În perioada 5-12 mai, în unitățile școlare din județ, are loc radiografierea alegerilor pe care elevii le fac la final de gimnaziu. Despre toate acestea, imediat, la Jurnal de Reghin. Hotel Restaurant Marion Pădurea Rotundă, locație de referință pentru regineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție, într-un original cadru arhitectural.
meniuri diverse oferite de maestrii bucătari consacrați. Un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxantă într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și